La cartea din duminica de astăzi am ales două volume, grele și la propriu și la figurat. Este vorba despre monografia protopopiatului Vișeu, istoria unui vechi protopopiat maramureșan, carte apărută sub coordonarea părintelui Mihai Chira. Pentru aceia care nu știu, protopopiatul cuprinde administrativ mai multe parohii. Acribie științifică, o grafică excelentă și un parcurs istoric de mai bine de 6 secole. Un fel de declarație de dragoste prin documente pentru o zonă veche, dar plină de prospețime spirituală, cum este cea a Vișeului. Apărute sub umbrela a două edituri importante pe piața de carte din România, este vorba despre editura Lumea Credinței și editura Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. Volumele impresionează, așa cum spuneam și la început, prin felul în care au fost concepute. În încheiere am ales un citat: Maramureșul voievodal, țara Maramureșului sau Maramureșul istoric, reprezintă un ținut de legendă, un concept și o realitate istorică, culturală, socială sau geografică de sine stătătoare. Așadar, citiți sau măcar răsfoiți într-o zi de duminică două volume memorabile, aș putea să spun, despre Maramureș. Domnule Bucuroiu, de ce ați girat volumele despre protopopiatul Vișeu? Da, în primul rând vreau să vă spun că acest dublu album, din care eu am acum doar un singur exemplar, nu se află pe circuitul comercial, așadar nu poate fi găsit în librării. Însă este pe circuitul memorialistic, istoric și duhovnicesc al unei părți importante a țării, care se numește Maramureș, în speță protopopiatul Vișeu, care a împlinit 555 de ani de existență. Așadar este un eveniment istoric și duhovnicesc foarte important, care a fost marcat prin acest album, care mie mi se pare că arată atât foarte bine sub aspect grafic, cât mai ales sub aspectul conținutului. Trebuie spus că este realizarea de excepție a unui colectiv de cercetători și de teologi, condus, girat și inițiat de părintele protopop Mihai Chira, care este el însuși un om foarte bine pregătit sub aspect duhovnicesc, sub aspect teologic și sub aspectul cercetări istorice a unei zone pe care o păstorește de mai bine de 10 ani. Mai trebuie spus că faptul că acest protopopiat a renăscut din cenușe, practic, el a fost reînființat la începutul anilor 90 de către arhiepiscopul vrednic de pomenire Iustinian Chira și dacă atunci avea o configurație anume, în prezent protopopiatul practic și-a dublat, și-a expandat atât numărul de biserici, cât mai ales numărul de mănăstiri și de schituri. În plus, pe raza acestui protopopiat referențial pentru Ortodoxia maramureșană, se găsește și 10 sau 11 monumente istorice. Așadar, este o lucrare cu iz patrimonial, memorialistic, duhovnicesc, sentimental, dacă vreți, pentru că asta ține totuși de etosul credinței maramureșene și, să spunem, și cultural, pentru că, iată, în aceste pagini, realizate foarte frumos, există reproduceri ale unor reale opere de artă care subzistă în bisericile de lemn, în special bisericile maramureșene. Toate bisericile vechi sunt biserici de lemn, pentru că așa erau vremurile. Nu se putea construi din piatră, însă ce au putut să facă acei zugravi, acei țărani, poate că nici nu știau prea multă carte, însă aveau o trăire specială, atât sub aspect duhovnicesc, cât și sub aspectul laudei pe care o aduceau creatorului prin aceste frumoase sau prea frumoase picturi. Cam naive, însă foarte puternice ca mesaj. Știu că sunteți apropiat de zona Maramureșului. Sunt. Își mai respectă maramureșenii rădăcinile astăzi? Răspunsul e greu să îl dea unul ca mine, care trece pe acolo, se uită, se închină într-o biserică, închină un pahar de horincă pe urmă și pleacă.
Maramureșenii țin să se lege, să se simtă legați în continuare de tradiția lor. În mod special, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a inițiat acest proiect Nici o parohie fără monografie. Cu alte cuvinte, dacă nu scriu ei înșiși istoria, le scriu alții și o scriu cum vor ei. Așadar, ei țin de tradiția lor și încearcă să păstreze ceea ce este bun de păstrat. Însă, mie mi se pare că și ei sunt supuși unui soi de derapaj, la care este supusă întreaga umanitate acum, de pierderea autenticei tradiții și de închinare la tot felul de idol modern, cum ar fi inoxul, termopanul, tabla zincată și alte forme și care nu sunt specifice tradiției lor. Dar sigur că de-a lumea evoluează, nu poți să stai în continuare în casă de lemn, însă să nu le distrugi, să le păstrezi exact așa cum sunt.